Salut! Sunt Aleona Radulov și sunt creator de accesorii din argilă polimerică. Mă ocup cu această artă de 5 ani și vreau să vă arăt o selecție nouă din lucrările mele care sunt făcute la comandă și vor pleca în curând la Londra. Iată prima lucrare care vreau să vă prezint. Este măcieș. Măcieș roșu. Nu știu, există în natură, dar eu am alcătuit așa o compoziție și s-a primit foarte bine. Este prinsă pe clamă de dublă folosință. Se poate de folosit ca butonieră și, desigur, ca accesoriu pentru păr. Următoarea lucrare este tot măcieș, numai că este măcieș roz. Am adăugat mai multe frunze, mai multe petale și totul este flexibil. Nu se teme de apă, dacă cade, rămâne întreg, nu se întâmplă nimic cu lucrarea. Și desigur, găciulie de mac. Îmi place mult că textura frunzelor se vede și pe o parte și pe alta. Le-am tonat cu ulei, vopsele profesionale și am prins-o pe clamă. Clama nu e mică și nici mare. Se va prinde ușor în diferite poziții. Următoarea lucrare este trandafirii. Doamna a comandat o clamă mai mare cu trandafiri care, iată, i-am prins pe clama asta mare, destul de mare și s-a primit destul de drăguț, niște trandafiri așa mai deosebiți. Următoarea lucrare sunt macii. Acești maci au fost comandați pentru a fi prinși în coc și se pot prinde toți trei, dar se poate deprins numai unul, așa într-o parte, frumos. Mie îmi place cum se arată. Totul e efectuat calitativ, se ține bine. M-am stăruit să redau culoarea macilor cât se poate de aproape de cum sunt ei în realitate. Iată, tot sunt flexibili, iar staminile nu le-am cumpărat, le-am făcut eu din argilă polimerică negru. M-am jucat foarte mult, într-o multe ore, cred că vreo 4 ore am făcut pentru 5 maci, am făcut staminile. Dar îmi place mult că s-a primit. Cele cumpărate arată mai fals, se vede că nu-i arta acolo, dar asta e... Mă bucur că am avut răbdare să le fac manual și n-am cumpărat staminile, am în vedere. Următoarea lucrare este tot legată de tema macilor, numai că se va prinde și în păr, dar se poate de folosit ca butonieră. Clienta mea, uite, a avut așa dorință. Ele sunt asemănătoare, puțin se diferă, dar la general sunt asemănătoare. Sunt pe clame de dublă folosință și, cum am mai spus, se poate această lucrare de folosit și de ca butonieră și ca accesoriu pentru păr. Cu maci întredeschiși, wow, asta chiar mi-a plăcut. Și desigur, trandafirul slăvit de la care s-a pornit toată asta, trandafirul negru. Doamnei i-a plăcut și a spus că își dorește și ea un trandafir negru. L-am prins pe clamă neagră, am făcut chiar și sepalele. Din tâi le făcusem verzi și pe urmă m-am răzgândit. Le-am făcut tot negri ca să nu fie o culoare în plus. Iată cum s-a primit partea din dos și trandafirul.
Dar azi am mai făcut un experiment și am făcut trandafir negru, numai că dacă știți de sortul de trandafir, pentru cine se interesează de trandafir, sortul de trandafir e prințul negru. Și cu roșu și am făcut astfel de trandafiri, ei nu sunt prinși pe nimic, sunt la etapa de așa de uscare întâi. Și am făcut trei trandafiri de genul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. M-am gândit că în felul ăsta pot să combin și negru și turcoaz, să-mi combin mai multe culori. Un albastru închis. Iată, pe azi tot, vă spun mulțumesc. Până la următoarea videosecvență.